Amnistie fiscală la Bocșa în urma faptului că și locali bocșeni au hotărât să anuleze dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 august 2024. Mai mult de atât, se anulează și 25% din obligațiile bugetare principale restante la 31 august datorate de către persoanele fizice care înregistrează obligații bugetare principale restante la data de 31 august august inclusiv în cuantum mai mare de 5000 de lei pot beneficia de procedura de anulare a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesorilor, precum și a unui procent de 25% din obligațiile bugetare principale restante la 31 august în cuantum mai mare de 5000 de lei, persoanele fizice care sting integral până la data de 25 noiembrie obligațiile principale costând în impozite și taxe locale eligibile la data de 31 august 24 datorate bugetului local și pentru care depun cerere până la această dată pentru a beneficia de aceste facilități. Informații suplimentare se pot obține de la serviciul impozite și taxe din cadrul primăriei Bocșa.